înființată de Adisa Banjoko, cel mai mare jurnalist de hip-hop din America. Când s-a întâmplat AKA asta? AKA The Bishop of Hip-Hop. Pot să spun că s-a întâmplat, cred, în 2005, la sfârșitul 2005. Am vorbit foarte mult, noi vorbim cam de 5 ani, 6 ani, cam așa. Și ne gândeam la o idee cum ar fi să fie rapperii în același loc, să ajutăm cumva cu comunitățile de acolo, pentru că situația bandelor din America e destul de critică. În ultimii ani nu mai este exact așa ce însemna Venice Beach, Long Beach sau Compton sau mai știu eu ce. Deci lucrurile s-au mai așezat, sunt de așezare. Și a trebuit să venim în întâmpinarea lor cu ceva cultural. Pentru că dacă nu poți îmbina cultura cu viața de stradă... În România oamenii s-ar teme să aducă un aspect cultural în rezolvarea unei situații de criză. Pentru că resping din start orice e denumit cultural. Acolo n-a fost îndrăzneala privită... Da, ați atins un aspect foarte interesant, pentru că, vedeți, hip-hop-ul nu a fost denumit cultural de către rapperi. A ajuns să fie o cultură datorită oamenilor care au susținut hip-hop-ul din afara, adică nu au fost fani de la început. Oameni pur și simplu de vârsta treia, să spunem, de la noi, care ajung să înțeleagă o filozofie de stradă sau anumite concepte. Știți Henry Kissinger ce spunea, că zilnic ne lovim de diferite evenimente și dacă nu avem un anumit concept să filtrăm aceste evenimente, ajungem să avem mari probleme. Asta a făcut hip-hop-ul la ei. Este conceptul după care ei își filtrează, nu știu, problemele vieții. Și atunci, în afara acestor bande, să le spunem, ce mai vizează? Este un mesaj pe care îl trimit și ca prevenție pentru cei tineri, pentru adolescenți? A urmat ideea transmiterii mesajului populației. Deci mesajul era necesar să fie transmis. Și atunci s-a apelat la hip-hop, pentru că lumea percepe hip-hop-ul. Deci oamenii ascultau, hai să decriptăm altfel. Hip-hop-ul este un gen care în Statele Unite ale Americii e definitoriu pentru cultura lor, da? Cred că nici nu pot fi percepuți altfel decât prin hip-hop ca identitate modernă, să spunem așa. Și atunci, dată fiind importanța și da, feedback-ul, atunci s-a infiltrat un alt tip de mesaj în hip-hop, tocmai pentru a ajunge acolo unde era important să ajungă. Zic, bine, am decriptat bine ce spuneți voi? Da, în mare parte. Așa, continuă atunci, deci, ca să continui ideea. Mesajul s-a aflat încă de la apariția hip-hop-ului. În schimb, s-a accentuat acum transmiterea acestui mesaj. Ați văzut, sunt rapperii din sud, din est, care au trecut foarte mult pe comercial și dacă luați o strofă și o traceți, sunt manele de la noi. Dar asta nu înseamnă că nu e hip-hop. E tot hip-hop, da? Exact. Numai că acum, cum au făcut cei din vest, au fost nume mari, să rămână nume mari, să nu dă nume, au transmis mereu mesaje. Mesaje care includeau... ce să spun eu, povestioare din ghetou, fata. Dragilor, cei care ne urmăresc și ce vor spune, bine, da. Într-adevăr, nu au o cultură formată despre hip-hop, mai ales despre cel din afară. Cel de aici este într-o situație, pot să spun, înfloritoare, la noi. Eu nu știu foarte multe, dar știe cameramanul dumneavoastră, nu știu dacă știți, e Chris Blazini, de la noi. E prințul hip-hopului în Constanța. Bravo, știe și nu ne spui nimic, ne lași aici să ne chinuim la emisiunea asta. Da. Deci el vă poate da foarte multe date despre ce înseamnă hip-hop în România, pentru că cunoaște și mulți artiști și eu, sincer, sunt cu cei din afară și... Stop, numai puțin. Da. Acum un an de zile, da, când noi am lucrat la universitate, eu nu se știa, este student în anul 3 la specializarea jurnalist, Facultatea de Litere, Universitatea Ovidius. Cu un an înainte, deci acum 2 ani, eu am aflat că noi avem în universitate un student care scrie la marile publicații de peste ocean. Nu, a fost publicații puțin, de gen, să spunem. A fost puțin hiperbolizat evenimentul. Nu, s-a întâmplat să apară într-un interviu
făcut cu Adisa Banjoko, așa? Care a apărut în San Francisco Chronicle. Bine, mă scuzați. S-a hiperbolizat. Omul da, apare nu. În San Francisco Chronicle și asta este o chestie așa. Tu înțelegi? Deci eu ce vreau să spun este că de ce ai simțit tu nevoia să depășești granițele? Ce te-a atras atât de mult de... Nu că n-ai vrut, nu știu ce s-a întâmplat, dar nu cunoști atât de bine fenomenul din România, dar lucrezi foarte bine cu marile nume de acolo. Ești printre ai lor. Sau sunteți printre ai lor. Da, dar nu poți... Lyrical Swords, în primul rând, înseamnă, e luat, are foarte multe filozofii de viață și preluate din Hagakure, codul samuraiilor. Citeam Calea Samuraiului de astăzi și acolo spunea că nu poți face ceva măreț cu o mentalitate obișnuită. Mentalitatea obișnuită, să spun că în concepția mea, acum 4 ani de zile, era România.